Aveți mare grijă cum folosiți pesticidele. Acestea sunt utilizate la o scară tot mai largă în agricultură pentru protecția plantelor împotriva dăunătorilor și a diferitor boli, dar folosite nerațional pot face mai mult rău decât bine. Doar anul trecut în țara noastră au fost raportate 66 de cazuri de intoxicație acută, iar 4 persoane au decedat în urma folosirii incorecte a agrochimicalelor. Luna martie este o perioadă importantă pentru fermieri și gospodari. Acum încep primele tratamente contra bolilor și dăunătorilor în bii și livezi, așa că magazinele specializate pentru comercializarea produselor fitosanitare sunt acum la mare căutare. Acum, la copaci, la vie, până la pornirea mugurilor, se numește faza butonului roz. Și se face și tratament, adică facem tăierea, curățarea copacilor, după aceea îi stropim. Se face cu un insecticid, fungicid, puteți cu, este sulfat de fier, sulfat de cupru, cel mai cunoscute și nu trebuie inventat nimic, trebuie stropit, numai de făcut toate stropirile în faza respectivă și atunci să avem rezultate bune. Vânzătorii spun că pe an ce trece se observă o tendință a agricultorilor de a trece la produse fitosanitare mai inofensive. În special în șepa întreba lumea de cele bio, e ca fitosporin, diferite îngrășări, care trecem spre bio, mergem înspre asta, dar se întreabă și chimia obișnuită. Dar tot una stratează semințele înainte de semăna, stratează solul, agricultura, asta, încăpierile, se face dezinfecție. Din 2018, substanțele sau produsele de clasa 1 și 2 de pericol, pentru a fi utilizate în agricultură, e obligatoriu persoana să dețină certificat de instruire igienică în domeniul utilizării pesticidelor. Și la fel, persoanele care operează, vânzătorii, tot lanțul de gestiune a acestor produse, deci e obligatoriu ca să dețină acest certificat, în care sunt, în aceste ore de, minim 20 de ore de instruire, persoana învață riscurile expunerii, metode de gestionare eficientă, metode de protecție, metode de prim ajutor. Oamenii sunt îndemnați să studieze cu atenție prescripția de utilizare a pesticidelor și să respecte cu strictețe doza indicată pe etichetă. În caz contrar, substanțele chimice pot dăuna grav mediului și sănătății. Nu trebuie să fie supradozaj, trebuie de citit și de ascultat cu atenție când cumpărați ceva. Spuneți doza care trebuie. Fiecare pachetel este scrisă doza. Dacă, mă rog, sunt la partide mai mari, eu știu, doză mai mare e scris la hectar, dar tot una, întrebați, noi lămurim, scrim, adăugăm, eu știu, lămurim oamenilor. Când se prelucrează, trebuie respectate în tocmai regulile de pe etichetă, ci sunt de echipament de protecție, de timpul de prelucrare, adică vânt, ploaie, asta e o influență foarte, temperaturile de afară. La fel este important perioada de așteptare. Deci dacă scrie că 3 zile nu se poate de ieșit la lucrări mecanizate sau manuale, respectiv aceste 3 zile nu se poate de efectuat nicio lucrare în câmpul unde a fost prelucrat. Menționăm că anul trecut au fost înregistrate 66 de cazuri de intoxicație cu pesticide, 4 dintre care s-au soldat cu deces. În prezent, în țară sunt utilizate peste 1400 de produse de uz fitosanitar și fertilizanți.